Montarea e de la PSD, firește, dar Buba e la USR. Bună seara, doamnelor și domnilor, la Prime Time. Două ceasuri petrecem împreună, de la 8 PM la 10 PM. Invitații mei imediat. Chestiunea asta pe care o vedeți acum în imagini s-a întâmplat aseară în Parlament. Face mare vâlvă pe rețelele sociale, dar și în toată presa. E vorba despre momentul în care vicepremierul Dan Barna, liderul USR, își scapă o banală pereche de ochelari pe jos și altcineva, vedeți în imagini, un simplu angajat al Parlamentului, al Camerei Deputaților, îi ridică pentru el. Vicepremierul e acuzat în mediul online și nu numai de aroganță supremă, pentru că nu s-ar fi aplecat să ia singur. Dan Barna are însă o explicație simplă, confirmată pe imaginile înregistrate, zice presa de propagandă. Zice așa: mi se părea ciudat să mă ridic atunci, ca informație de substrat. Domnul Ciolacu de la PSD susținea la tribuna Camerei Deputaților un speech, un discurs. Mi se părea ciudat să mă ridic atunci, să-mi iau ochelarii. Am spus că oricum nu trec pe acolo parlamentar, zice Dan Barna, dar colega de alături a observat și a avut inițiativa să-i facă semnul unui coleg din staful Camerei, pe care l-a rugat să vină să ridice ochelarii. Omul a venit, m-a întrebat unde sunt și i-am spus că sunt acolo, jos în față. I-a luat, mi-a dat, i-a mulțumit. Subiect încheiat, tranșează domnul Barna subiectul ăsta care face vâlvă, dar care vorbește, nu-i așa, despre caracterul omului, că în lucruri simple se vede caracterul omului. Bună seara, Sarmiza Andronic, analist politic. Bună seara, domnule profesor Adrian Dobre, analist politic de asemenea. Politologul Andrei Țăranu, profesor la SNSPA. Bună seara, maestre. Și Adrian Căciu, analistul economic. Bună seara, domnule Căciu. Începem cu povestioara asta. Unii zic că e hilară, alții că e de fapt fond, e nu tristă, formă. E tristă, nu e hilară. De ce ziceți că e trist? În primul rând arată o lipsă de bun simț, o atitudine de nomenclaturist, o atitudine de grof. Mi-aduc aminte, chiar acum când dădeați materialul, de gestul președintelui din primul mandat când a aruncat cu paltonul pe mașina SPP-ului, pentru că SPP-istul n-a fost în sincron la fracțiune de secundă în momentul acela. Și eu cred că astfel de atitudini, mai ales la un om care se pretinde a fi tânăr și din noua generație, sunt profund deplasate. Am văzut oameni de stat mulți și mari și eu de-a lungul timpului am fost peste tot. Mi-am ridicat singur ochelarii, mi-am cărat singur geanta. Dumneavoastră vicepremier. Nu contează, n-are nicio importanță. Sunt momente în care funcția te face să crezi că ești mai mult decât ceea ce ești de fapt. Și dacă nu ai maturitatea, înțelepciunea și bunul simț necesare, chiar poți să pici foarte ușor în această capcană. Sarmiza Andronic, doamnă, e o chestie de mi s-a urcat la cap funcția sau e o chestie de 7 ani de acasă? Și una și alta. Și, exact. Mi-e foarte greu să comentez și să nu fiu subiectivă, pentru că am mai văzut această aroganță a domnului Dan Barna și cu alte ocazii pe care nu le voi comenta. E adevărat, nu-i căzuse nimic din mână. Dar puteți să ni-l amintiți. Nu, era într-un mediu, adică nu era o chestiune oficială, da. Dar acum, pentru că a apărut această imagine, pot să spun că nu este prima dată când văd făcând aroganțe sau când l-am ascultat vorbind de nenumărate ori și în cercuri închise, ca să zic așa, este destul de arogant. Dar pe mine mă deranjează că s-a întâmplat acest lucru și nu a fost în stare să-și ceară iertare sau nu a oprit-o pe colegă sau... Nu, ne-a închis gura nouă presei, adică era atât subiectul de... închis. Da, da, este atât de firesc tot ceea ce se întâmplă, nici măcar n-a fost jenat. Pe de altă parte, nu a folosit acei ochelari, adică, nu știu... Știți că unii poartă ochelari să pare intelectuali, iertați-mă, eu nu vă văd bine, dar ești asta omul. Mă gândesc că ăsta este, într-adevăr, dincolo, avem niște subiecte foarte importante pe agendă. Da, avem buget, avem o grămadă de chestiuni politice, dar cred că presa a făcut foarte bine că a remarcat acest gest. Și mă bucur foarte tare că se comentează aprig în spațiu online. Pentru că în momente de genul ăsta îți dai seama cu cine ai de-a face. Au mai scăpat niște înregistrări din ședințele USR, inclusiv cu declarații ale doamnei Barna. Nu le pomenim la televizor. Aș vrea doar 10 secunde să o completez pe Sarmiza. 10, că mergem și doar la 10 secunde. De pe Skype. Eu n-aș folosi termenul aroganță, pentru că termenul aroganță înseamnă cu totul și cu totul altceva. Eu am o părere foarte bună despre aroganți, de exemplu.
Eu cred că aroganți pot fi doar oamenii extrem de inteligenți. Oamenii mari de stat au fost aroganți. Domnul Barna nu e arogant. Domnul Barna are doar o lipsă de bun simț grefată pe un aer mai rarefiat pe care îl inspire de o anumită perioadă. N-are nicio legătură cu aroganța. Aroganța vine dintr-o cultură solidă, dintr-un set de cunoștințe, când ai conștiința valorii de sine. Când ai conștiința valorii de sine, poți să fii un pic arogant. Nu cred că e cazul la domnul Barna, sincer. Domnule profesor Țăranu, lucrurile mici se țin în... Nu, esențele tari se țin în chestii mici, cum se spune. Și caracterele mari se văd în lucruri simple. Imaginile astea spun ceva despre domnul Barna sau despre omul care i-a ridicat ochelarii în ceea ce pare a fi un gest destul de umil? E un simplu angajat, totuși. Domnul Barna este mai degrabă un epitom, din punctul meu de vedere. Bun. Nu este doar, cum să spun, doar atitudinea domniei sale. Vedem de o bună bucată de vreme destul de mulți oameni politici de pe toată scena politică care au această atitudine de misecuvenism. Această atitudine că în momentul în care au ajuns într-o funcție, ei trebuie să fie serviți și au întotdeauna dreptate. Nimeni, în niciun fel, nu le poate contesta în vreun fel sau în altul uriașa calitate umană, etc., etc. Domnul Barna, fără discuție, a făcut un țopism, ca să nu spunem că este nici aroganță. Eu n-am vrut să fiu chiar așa de dură. Dar e la modă, da? E la modă termenul. Vă rog. Este o formă destul de gregară de comportament, cum spuneam, care devine foarte comună. Vedem persoane care nu sunt... În special persoanele astea care se îmbogățesc foarte repede sau în anumite condiții ajung în funcții pe care nu le merită, încep să aibă acest tip de comportament. Definiția este a parvenitului, domnul profesor, nu? Exact, sau nu mă înțeleg? Exact. Este un parvenitism, dar este un parvenitism care, după cum ați văzut, a fost făcut cot la cot cu primul ministru, pentru că domnul viceprim-ministru era lângă primul ministru și primul ministru ar fi trebuit să-i atragă atenția că măcar camerele Camerei Deputaților sunt cu ochii pe el, dacă nu camerele tuturor televiziunilor. Domnule Căciu, Angela Merkel acum vreo două săptămâni și-a uitat masca la tribuna de la care vorbea. N-a pus nicio slugă, în ghilimele, să-i aducă. S-a întors femeia Angela Merkel și și-a luat masca. Da? Asta ce spune? Și cu un gest de scuze. Asta înseamnă, în primul rând, vedeți dumneavoastră, toți invitații sunt foarte eleganți, s-a atins și cuvântul parvenit. Și, de fapt, asta e definiția ceea ce s-a întâmplat ieri și ceea ce s-a întâmplat și cu paltonul lui Iohannis. Parveniții n-au timp să aibă și educația nici a bogăției, nici a clasei din care fac parte. Ei ard etape, sar etape și atunci ei vin cu țărănismele, mă scuzați că spun așa, cu care erau obișnuiți atunci când deshămau calul, când veneau de la plug. Mă rog, părinții lor, că domnul Barna sigur a fost mult mai bogat, că a avut și privat în casă. Dar... doamna Merkel, toți politicienii de afară, și nu o să vedeți la noi, poate cultura asta, oamenii sunt educați să facă parte din înalta clasă a societății. Este o cultură să faci parte. Trebuie să știi să te porți, trebuie să știi să mănânci la masă, să te așezi pe scaun, să te îmbraci. Uitați-vă, de exemplu, nu numai că, știți cum e domnul Barna, ok, e definiția clară a conduitei unui parvenit, pe care educația clasei din care face parte nu l-a ajuns încă din urmă, dar doamna de lângă el, care nu știu ce căuta în primul rând la acel nivel, pentru că la acele birouri nu stau decât miniștri, a fost de pe sistemul lingeclanță. Adică dânsa s-a autosesizat, a intrat în panică, dacă vedeți gesturile dânsei, era deci, ca și cum domnul Barna luase foc ceva, îi luase foc sub scaun ceva. Ca la Marius Nasta, acum două zile, știți, când au ajuns toți, era ministrul sănătății, toți, toată presa. Da. Dacă avea o perie, cu siguranță îi scotea toate scamele din sacou. Deci era atât de alertată că i s-a întâmplat ceva domnului Barna, încât cred că l-ar fi oprit și pe domnul Ciolacu din speech și s-ar fi dus peste Orban să rezolve problema, pentru că ochelarii aceia... Dar merita domnul Ciolacu pentru recuperat ochelarii domnului vicepremier? Putea fi întrerupt acolo câteva secunde.
Nu era o problemă, da, cred. Dacă vrem să transformăm într-adevăr Parlamentul în, uite, ce vedem, în această, acest, cum să vă zic, comportament de cea mai joasă speță, din punctul meu de vedere, este intolerabil. Iar faptul că nu s-a ridicat, ok, nu te-ai ridicat, dar puteai să-i zică omului când a venit, nu mi-i lua, lasă că mi-i iau singur. Era un gest mult mai frumos. Domnul Barna, oricum, e prea sus pentru nivelul și al inteligenței sale. L-au luat banii pe dinainte. Dacă nu era statul român, cu siguranță se lupta foarte greu să ajungă să-și ia un sacou. Eu cred că suntem de acord toți cu ceea ce voi spune. Mie mi se pare că oamenii care ajung într-o anumită poziție, o poziție foarte înaltă, și care merită să fie acolo, și care ajung muncind acolo, și care ajung învățând acolo, nu se comportă așa. Mie mi se pare că acest comportament aparține oamenilor pentru care pălăria este mult prea mare. Și astea sunt gesturile prin care ei demonstrează cât sunt de importanți. Bun, vă mai întreb ceva, mă scuzați. Pentru că poate știți mai bine decât mine. Când stai pe scaun și îi porți cravată, cum se poartă sacoul? Închis sau deschis? Pe mine mă întrebați? Pe toți. Uitați-vă la noi că stăm pe scaun și purtăm cravată și avem sacoul deschis. Vă simt prost. Dacă era cumva nasturele închis. Știți că după pandemie, domnule Căciu, trebuie să-ți mai ascunzi burta. Dar educația zice că... Nu m-am întrebat degeaba, pentru că și asta este o observație pe care ați putea să o faceți la modul în care domnul Barna este îmbrăcat. Nu am vrut să fiu răutăcioasă. Eu am avut foarte multe comentarii apropo de cercul despre care vă vorbeam. Când l-am văzut pe domnul Barna și nu numai pe domnia sa, nu mă faceți să vorbesc mai mult decât vreau. Eu zic că lumea n-ar putea taxa drept răutăcisme și avem subiecte mult mai importante, dar... este reprezentantul poporului, da? Pentru că așa să știți că da și nu, domnul Bucur. De ce? Adică... de ce e un subiect important? Domnul Dobrești, știți de ce? Că vreau să vă amintesc un moment important. Vreau să vă spun care a făcut deliciu presei. Imediat momentul ajunge. Năsui. Lăsați Pardesiu de la Paris al imediat. Dar vreau să vă spun ceva. Nu lăsăm. Acest om va fi în funcție o perioadă de timp importantă, că va fi un an, că vor fi doi, că vor fi trei. Gândiți-vă că... De unde nu știți că șapte, spațiu... că poate peste trei ani... Domnul Bucur, cât va fi, da? Dacă reacționează așa în spațiu public, vă rog să vă imaginați ce face acest demnitar al statului român în spațiu privat. Și modul în care se poartă și modul în care reacționează. Dar ce face la partid și știm din stenograme, s-au scăpat în presă. Știm din stenograme și știm că și partidul domniei sale este pe un trend descrescător. De altfel, 3% din 30% prezență la vot, sincer. E sub aur sau e cât aur în momentul de față? Nu știu, dar, mă rog, este nerelevant pe scena politică în momentul de față. Dar vreau să vă spun așa, că ar trebui să învățăm să apreciem oamenii care sunt normali și care sunt de bun simț și care sunt bine crescuți. Și la dumneavoastră în platou am fost împreună cu o doamnă care a fost ministru de 4 ori, 5 ori, nu mai știu, care își conduce singură mașina, își face singură cafeaua, își șterge singură biroul, își duce singură geanta și nu are nevoie de niciun sclav. N-a avut nici atunci și nu are nici acum. Vine ala... joi în platou. Lăsăm telespectatorii să ghicească. Vreau să ne uităm la momentul care a făcut apologie. Domnule Țăranu, momentul năsui în dialog cu colegul Prelipceanu. Nu doar că e la altă stație, dar noi am fost colegi în radio cu multă vreme în urmă. El a făcut deliciu presei, dar vorbește iarăși despre o stare de spirit care e între useriști. Domnul Năsui, dacă nu mă înșel, e la Ministerul Transporturilor și își căuta un secretar general, a găsit taman unde la Ministerul Economiei. La economie, mai grav. Și căuta, i-am încurcat și eu, doamna Andronic. Stați să vedeți ce subiecte mai avem în seara asta, că te zăpăcești. Domnul Năsui își căuta o secretară generală și a găsit o doamnă cu patalama de la CNSAS, că a fost colaborator al securității. Știți, de la acțiune a dat în gât colegi și se certa cu ziaristul respectiv în direct. Vreau să vedem o mostră și apoi comentăm. Că aveți nevoie de aparat de lucru, nu trebuie să ne convingeți, este evident. Păi da, deocamdată de eu nu l-am. Doamnă? Deocamdată nu l-am acest aparat de lucru și încerc să-l formez, găsind oameni care au performat în sistem și care poate au reușit să facă deci, lucruri. În Ministerul Finanțelor, este un performer. În Ministerul Finanțelor, doamna are un istoric foarte bun. Ați știut că a colaborat cu securitatea? Am aflat și eu lucrul acesta. Cum a venit vestea asta? Am aflat lucrul acesta din discuțiile cu ea, apoi. Da. Și? Și, domnul Țăranu, asta e aroganță, tupeu, nu e o stare de spirit acolo?
Aici, la domnul Năsui, lucrurile sunt oarecum mai complicate. Domnia sa este foarte tânăr, într-o funcție extrem de importantă și, într-adevăr, are nevoie de, haideți să-i spunem, de o anumită formă de a-și întemeia echipa, de a se profesionaliza el însuși la locul de muncă, de a pune niște lucruri la treabă și așa mai departe. Asta e una din marile probleme a partidelor din România, pentru că nu-i vorba doar de USR. În afară de PNL și PSD, niciun partid în România nu este capabil să acopere o structură guvernamentală. Imaginați-vă că, așa cum s-a întâmplat în Polonia prin 2005, brusc partidele mari a reșit pe scenă. Urmează o perioadă fără discuții în care apar asemenea situații în care oamenii trebuie brusc să redescopere apa caldă, să vadă unde se aprinde lumina și așa mai departe. Stați puțin, domn profesor, dar noi ce vină avem că trebuie să lăsăm miniștrii să se califice la locul de muncă, știți? Am trecut și eu prin... Asta este, nu vă supărați. Aici, asta este politica. Politica presupune că ai o formă de recrutare, iar miniștrii sunt reprezentanți politici, nu au niciun fel, pot să fie... Vă aduceți aminte de Zăroni, care a fost ministru agriculturii pe la începutul comunismului. Pur și simplu, oamenii politici pot să ajungă în asemenea funcții și în funcțiile respective dovedesc dacă sunt buni, dacă știu să impună programe și așa mai departe. Că domnul Năsui, din nefericire, este un politician care nu știe încă să colaboreze cu presa, să își facă imagine, să își controleze, dacă vreți, ieșirile, asta este o altă problemă. Cred că asta, vedeți, eu predau la SNSPA de foarte multă vreme. Asta ar fi trebuit să fie treaba noastră, mă refer la cadrelor didactice din aceste da. Structuri. Domn profesor, unii vin cu altă explicație. Când trăiești cu afacerea Motorola de mic, de la 7 anișori, cu miliarde de coco, da? Că tot vorbeam de țop și țoape, tot în argou să vorbim, atunci și caracterul tău suportă. Dar nu e vorba despre asta. O secundă, domnul Căciu. Ideea următoarea, n-am nicio problemă cu domnul Năsui. Chiar n-am niciun fel de problemă personală. Fac o evaluare. Domnul Năsui este o persoană tânără și poate avea un viitor frumos și în politică și în altă parte. Ideea este următoare. Dânsul n-a condus în viața lui organizație. Ministerul n-a condus domnul Dobre, discuția nu este despre domnul puțin. Năsui. N-a condus o firmă cu 3 oameni, n-a plătit un CAS la stat, n-a plătit un impozit sau un TVA, n-a făcut o achiziție de marfă, nu și-a găsit un client. Domnule, sunt niște lucruri importante. Ministerul Economiei este Ministerul Economiei. Ați fost acolo? Am fost acolo în calitate de ministru delegat și știu... Și vorbiți pasional despre asta, dar subiectul nu e domnul Năsui. Am avut doar o bucățică mică din minister. Și atitudinea asta. Haideți să vorbim la modul general atunci, dacă tot vreți să ducem discuția în această direcție. Pe vremuri, partidele politice aveau, cele din opoziție, aveau un guvern din umbră. Un guvern din umbră care făcea cumva un fel de alternativă la ceea ce făcea guvernul în exercițiu. Da? În acel moment, fiecare partid își asuma, în momentul în care trebuia să pună un ministru, să numească un ministru, acel ministru era familiarizat cumva cu domeniul respectiv, cu ministerul respectiv. Pentru că existau departamentele sau comisiile în funcție de fiecare partid, comisia economică sau departamentul economic, în speță că vorbim despre asta. Acum nu mai sunt. Și acum ele nu mai există. Și lucrul ăsta se vede. Eu spun asta de câțiva ani. Într-adevăr, sunt miniștri care se califică la locul de muncă, dar cred că așa cum este acest domeniu al economiei, nu ne putem permite să ne jucăm într-un an atât de greu și într-o criză pe care o traversăm și pe care nu o neagă nimeni. Împotrivă, toată lumea. Și la domnul Căciu, că vreau să spună altfel ceva, mie mi se pare de departe așa distanța asta cu online-ul, că sunteți umbra domnului Câțu oriunde v-ați afla. Vă rog, vreau să spuneți ceva. Ocazie cu care vă anunț că la câtă lume mi-a zis Câțu, Paștele meu este rezolvat și o să dau la toată lumea mea pe care, adică o să păstrez și eu pentru mine, dar o să vă dau și dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, pentru mine sunteți inconfundabili, da. Știți că vă urmăresc. Ia vorbiți ca un premier din umbră, nu știm al cui, dar vorbiți. Vă rog, vreau să spuneți ceva și imediat trecem la chestiunea bugetului.
Știți cum e, totul pleacă de la decență. Decența de a face sau de a te duce într-o zonă în care măcar știi că faci fața, nu parveni pe zone. Și aici sunt de acord cu colegul Adrian Dobre, pentru că, domne, domnul Năsui făcea angajări sau face angajări la Ministerul Economiei neavând drept să angajeze, pentru că Ministerul Economiei n-are HG de înființare. Lumea nu știe, dar acel O secundă, vă completez. Fără HG înseamnă că nu are aprobat organigramă. Exact. Deci asta înseamnă că acel domn Năsui poate să aibă și 15 ani, poate să aibă și 100 de ani. Înseamnă că nu are nici experiența unei companii, unde dacă ești angajat la o companie în postul de CEO, de administrator, primul lucru pe care îl face e statutul. Măcar vezi și tu ce scrie în statut, ce drepturi ai și ce poți să faci și ce obligații. Deci este clar că domnul Năsui este total pe din afara, bazei Ministerului Economiei. Nu să intrăm în probleme de care spunea domnul Dobre, să intrăm în chestiuni structurale. Domnule, industria de apărare. Sunt atașații economice ai României. Este industria de apărare. Să vă mai spun iertați-mă. Și pe companii, pentru că nu știa domnul Năsui care companii revin Ministerului Economiei, care sunt energetice. Nu știau că domnul Năsui are programul de, că e tot, e cu minele la modă. La Năsui a rămas programul de închidere a minelor, iar la Popescu a rămas programul cu termocentrale. E foarte grav că Năsui nu-și dă seama că programul de închidere a minelor este un program care trebuie să fie finanțat din fondul pentru tranziție justă și n-a tras niciun euro de acolo și n-a depus niciun proiect. Corect. Sunt niște elemente de... Corect, asta trebuie să avem niște oameni, pentru că eu n-am nicio problemă. Sunt bani accesați acolo. Da. Bun, cum zice domnul Țăranu, într-adevăr, politicienii trebuie să ajungă la putere că sunt votați de oameni. Dar asta nu trebuie înseamnă... Trebuie neapărat să spun ceva. Trebuie neapărat, doamna Andronică, face semne. Deci, vă rog, ca domnul, ca doamna de lângă Orban, cu ochelari. După ce termina, domnul Cuciu. Vreau să mai zic că mi-aș dori să avem o lege în care miniștrii, așa cum sunt și funcționarii, să aibă un minim de vechime, de experiență necesară atunci când sunt numiți, indiferent dacă sunt votați sau nu. Pentru că, până la urmă, sunt putere executivă și trebuie să aibă experiență. Să aibă minim 2 ani experiență în funcție de conducere, cum se cere la toată lumea care domnule trebuie Căciu, să... Domnule Căciu, o să regretați amarnic ce ne spuneți acum, când o să vedeți poza domnișoarei imediat, doamna Andronic. Poza domnișoarei, se pregătește poza unei domnișoare, fostă consilieră personală a ministrului Bode, care e taman în 2 consilii de administrație la stat. Are 27 de ani, dar doamna Andronic, până atunci, da. Ia uitați-o. Haideți, spuneți ce vreați, repede. Nu, eu trebuie neapărat să spun acest lucru despre domnul Năsui, apropo de ce spunea domnul profesor. Zice și noi ne uităm la domnișoara de la domnul Bode, care e în ceauri. Profesorii ar trebui să învețe, da, e foarte adevărat, dar nu poți să bagi în capul nimănui știință cu pâlnia. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă spun un lucru. Eu am o problemă majoră cu domnul Năsui, pentru că domnul Năsui a eliminat participarea României la toate târgurile internaționale. Eu cred că domnia sa nu știe ce înseamnă diplomație publică. Să explicăm. Diplomația publică este diplomația pe care, sau un fel de PR, dacă vreți, pentru țara respectivă, dincolo de diplomația aceea tradițională oficială. Da? Deci există, dacă noi, nu știu, locuim în Italia, ca să dau un exemplu să înțeleagă toată lumea, și eu fac acasă, nu știu, poale în brâu, înseamnă că eu îmi promovez țara. Am exagerat puțin, dar domnule Țăranu, puteți să mă ajutați. Nu vreau să vă ajute. Nu, vreau să mergem la domnișoara. Iertați-mă. Nu. Deci eu cred că nici dumneavoastră nu înțelegeți ce înseamnă diplomația publică. Doamna Andronic s-a enervat. Acum am scap ochelarii, doamna Andronic, în emisiune. Și mă duc eu să iau, dar vreau să vă spun ceva apropo de acest subiect pe care întâmplător îl cunosc foarte bine. România are un deficit în momentul de față comercial de 18,327 de milioane de euro. 18 miliarde. Ajutorul de la stat pentru susținerea practic firmelor să meargă la târgurile și expozițiile internaționale, care sigur că anul trecut și anul ăsta sunt mai puține datorită pandemiei, dar probabil că se vor relansa în anul care va veni, era extrem de important pentru foarte multe domenii de activitate. A tăia acești bani complet de reprezentare României, sigur că ele nu erau organizate perfect, că erau niște organizatori de evenimente care poate nu erau cea mai bună opțiune, că poate puteau fi găsiți alții să vină cu idei mai creative. Ok, de acord, îndreaptă problema, nu tăia din rădăcină pomul.
Da? Deci domnule Țăranu, în România nu mai există. Pasa la dumneavoastră, dar scurt vă rog să vorbim și de domnișoara asta din Ceauri. Mă rog, aș face o glumă și domnișoara ar putea să fie parte din... Diplomația publică. Da. Diplomația publică este fundamentală. Să știți că sunt enorm de multe state care se bazează mult mai mult pe diplomația publică decât pe diplomația clasică. Și asta pentru că dacă au un brand sau mai multe de țară, brandurile alea le reprezintă mult mai bine decât, eu știu, cine știe ce ministru care apare și desparte. Însă aici lucrurile sunt mult mai, ar merita o emisiune sau un întreg șir de emisiuni legate de felul în care s-a făcut, sau mai exact, s-au făcut unii că se face diplomație publică prin diverse afaceri și în tot soiul de, eu știu, pseudotârguri care au avut sau n-au avut. În societatea românească, mai ales cei care sunt de vârsta mea, sigur își aduc aminte de România eternă și fascinantă, își aduc aminte de o mulțime de, puneți de nou între ghilimele, țepe care s-au făcut cu asemenea târguri. Diplomația publică este fundamentală. Însă, de la un moment dat, a construi aproape un fel de mecanism doar pentru așa ceva, iar devine, cum să spun, o mică problemă. Adevărul e undeva la mijloc, din punctul meu de vedere. Doamnelor și domnilor, sus de tot, nu la mijloc, e domnișoara din imagini. Regia tot insistă să ne bage pe gât. Dar trebuie să ne explice domnul Căciu cum e posibil ca domnișorica aceasta, de 27 de ani, care e absolventă de Babeș-Bolyai, a făcut relații internaționale, master în managementul dezvoltării afacerilor, tot la UBB Cluj, este patroană la Simex, unde tata e patron șef. Simex, din Sălaj. Este tati, este și, pe domnișoara o cheamă Georgiana Blaga. Tăticul este și consilier județean al PNL Sălaj și dita-i patronul de la Simex. Ei bine, domnișoara de 27 de ani este fosta consilieră personală a ministrului Bode când era la transporturi, acum dânsul e la interne, nu le încur, doamna Andronic, nu? Cum l-am încurcat pe năsui. Și domnișoara este unsă membră în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații, domnule Căciu, și mai e într-unul la Consiliul de Administrație al Grupului Exploatare și Întreținere Palat CFR SA București. O fi bine? Să iau invers, încerc să nu par misogin în niște afirmații, că e greu când vorbește de fete frumoase să fii și critic. Nu, discuție despre meritocrație, domnul Căciu, da, meritocrație. Eu vă spun că este, de fapt, motivul pentru care domnul Căciu n-a tăiat sporul de condiții vătămătoare, pentru că, evident, colegii domnișoarei merită acel spor, pentru că dânsa este un pericol. Și atunci... Nu, colegii merită sporul de stres, iertați-mă. Corect. Eu, dacă am fost la Ministerul Muncii, pot foarte bine să le separ. Așa. Colegii domnișoarei merită chiar un spor de stres. Sincer. Pe de altă parte, uitați cum, știți cum e, până la urmă nici nu mai știi ce să înțelege. Tata, fata, nu tata, dar e săracă pentru că are nevoie de bănuți, că trebuie să meargă cu consilii. Nu știu ce face în acele consilii de administrație, că nu cred că se pricepe foarte bine. Dar știți că la SNR nu merge oricine. Păi tocmai de aia, dacă faci managementul afacerilor sau relații internaționale, sunt convins că știi exact pe ce frecvență emite Radio România Actualități. Adică dacă știi chestiunea asta, ai învățat fizică, practic ești plenit potențial și mulțumesc la altceva. Dezvoltat. Nu e radio. Se ocupă cu... Nu spunem la televizor, domnule Dobre. Nu spunem, pentru că eu cunosc foarte bine compania și care are niște probleme și o companie extrem de importantă. Este în domeniul comunicațiilor, da? Și are o importanță strategică. Poftim? Am greșit când am spus că știe, dar trebuie să știe pe ce frecvență emite un anumit post de radio. Dacă nu, de principiu trebuie să știe treaba cu frecvențele, dar nu... Domnul Căciu, vă credeți la recorder sau cum? Unde vă credeți? Nu, vreau să merg la domnul Țăranu, pentru că imediat ajungem și la subiectul recorder, pentru că apele române încă o vacă de mulți, da, despre care s-a tot scris,
Avem acolo un dosar penal de renume. În această seară DNA a anunțat că șeful PNL Neamț, Mugur Cosmanciuc, a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut mită 500.000 de lei, adică 100.000 de euro de coco, da? Pentru numirea unui director la Apele Române. Dar până atunci, rumegăm, că e un termen pe care însuși președintele ne-a invitat pe toți să facem acest exercițiu să rumegăm. De filozofare, dacă vreți, da, de să mirare, rumegăm. Să rumegăm subiectul. Dar, domnule Țăranu, discuția cu domnișoara de mai devreme e de fapt despre pile și relații, în continuare. PCR, știți că așa se numea, pile, cunoștințe, relații. Asta este, din nefericire, una din marele probleme, care nu-i doar românească. Acela că partidele se construiesc mai degrabă într-o structură de rețea. Noi în știința politică îi spunem clică și presupun că acest termen e ușor de înțeles. Se construiesc niște clici, există niște grupuri care au bani și care își ridică fie progeniturile, fie persoanele cu care sunt apropiate, în apropierea celor care au la un moment dat puterea, pentru a-și păzi, puneți între ghilimele, investiția, pentru a obține avantaje economice, avantaje de imagine sau a avea acces la rețeaua care se lungește sau lărgește în funcție de cât de bine sau rău merge guvernarea respectivă. Aici e o problemă care noi o remarcăm că începe să fie tot mai comună în aproape întreaga Europa. Uitați-vă la Ungaria, care este oligarhizată complet de 10 ani de zile, în care dacă nu faci parte din Fidesz, șansele de a avea o afacere care să fie cât de cât liberă sunt aproape spre zero, inclusiv în domeniul telecomunicațiilor sau inclusiv în presa liberă, etc., etc. Și asta începe să genereze o uriașă problemă, care la rândul ei generează populisme, reacții din partea societății, crize, etc., etc. Asta este doar un exemplu, însă din nefericire, și asta o știți foarte bine, noi avem această problemă de pe vremea fanarioților și nu am schimbat-o niciodată, mă refer la societatea românească. Sensul în care și în comunism, de asta se numea PCR, pile, cunoștințe, relații, și după comunism, întotdeauna totul s-a făcut în rețea și cu persoanele care, puneți între ghilimele, sunt cele mai apropiate. Asta, evident, conduce la corupție, termenul pe care tot încercăm să-l evităm. Mai stăm pe domnișoara, doamna Andronic, pe subiectul domnișoarei și a angajărilor la stat? Sau dacă nu spun mergem ceva la Apele Române, că duc la domnul Alexe. O să fiu criticată dacă nu spun ceva. Cineva o să-mi atragă atenția că nu m-am exprimat cu privire la domnișoara. Eu cred că o domnișoară frumoasă poate fi și deșteaptă. Nu știu dacă este și cazul domnișoarei cu pricina, dar în momentul în care aș citit despre tatăl ei, mi-am adus aminte de un alt exemplu, nu o să-i dau numele, despre regele cartofului. Și tot în PNL este și domnișoara, da? Deci, care este consiliera primului ministru. Care este consiliera primului ministru. Deci nu este singurul caz și probabil nu va fi nici ultimul, din păcate. N-am o problemă cu faptul că ea este frumoasă și școlită. Important este să facă față acolo unde nu în consiliile de administrație, da? La Societatea acolo, Națională de Radiocomunicații. Acolo avem o problemă. Poate la CFR iese, știți? Acolo este un post de securitate națională, să știți. Tocmai. Vreau să vă spun ceva. Aceste posturi se numesc posturi Lewinsky, de la Monica Lewinsky. Sunt celebre aceste posturi. Whisky de la Lewinsky? Lewinsky. Problema este că aceste posturi au crescut într-un termen relativ scurt foarte mult. Adică avem un plus în sectorul bugetar de 14.000 de persoane. 14.000 de... Eu nu spun că toate Eu nu spun că toate sunt posturi domnul de Căciu, dar sunt de ce multe. Nu s-au tăiat sporurile, deși au trâmbițat și au ieșit la presă cu ele în gură, ca să mă ierte telespectatorii. Vreau să mergem la Neamț. E o afacere demantelată de DNA. Ups, DNA e viu, există. Deputatul liberal Corneliu Mugurel Cosmanciuc, îl vedem imediat. Îmi cer scuze, domnule Țăranu, domnule Căciu, dar trebuie să apară dânsul în video-ul. Rămâneți cu noi, dar trebuie să-l vedem în mișcare.
Da? Ia uitați-l. Președintele PNL Neamț, trimis în judecată azi de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care domnia sa e acuzat de trafic de influență după ce, atenție doamnelor și domnilor, ar fi promis numirea unei anumite persoane, nu spui cine, la conducerea Administrației Naționale Apele Române, tot Apele Române, pentru care a cerut 500.000 de lei, grosomodo 100.000 de euro. Se va dovedi că a fost o sumă prea mică. Potrivit unui comunicat DNA, procurorii anticorupție din Bacău au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate al domnului pentru trafic de influență. Procurorii anticorupție notează, și cu asta închei, în rechizitoriu, că în perioada 4-27 noiembrie 2019, domnul Cosmanciuc ar fi pretins de la un anume Vlad Marcoci 500.000 de lei, lăsând să se creadă că va interveni pe lângă ministrul mediului, apelor și pădurilor din acea perioadă, domnul Alexe de la Consiliul Județean Iași acum, pentru ca acesta să numească în funcția de director general al Administrației Naționale Apele Române o persoană apropiată de omul de afaceri. E cu happy end? Nu e. Pentru că persoana respectivă n-a fost numită. Da, procurorii au fost pe filaj. Știm că se pare că suma a fost prea mică, doamna. Da, știm că în partid există această influență, însă vă las imediat pe dumneavoastră. Am intervenit eu fără să-mi dea cuvântul, Adrian Bucur, și îmi cer iertare. Rog. Însă mă gândesc la persoana dispusă să dea 100.000 de euro pentru un asemenea post. Bănuiesc că în momentul în care a dat această mită, s-a și gândit de unde îi recuperează, nu? Bineînțeles. Da, și încă de vreo 10 ori, nu așa? Păi cum să... Păi cred că adică asta este un lucru pe prețul... care trebuie să-l explic. Acum sunt puțin ironic în seara asta. Prețul e investiție, doamnă, înțelegeți? Domnul Căciu, vă rog, treaba e serioasă. De asta da, investițiile merg bine. Au mers în guvernul PNL, investițiile au mers foarte bine. Asta este o investiție, de exemplu. Domnul Căciu, exact. Vă rog. Banii se recuperează de pe malul drept sau de pe malul stâng în funcție de cât știe respectivul director. Dar ce îmi place mie că apar aceste cazuri? Pe fondul fără penalii în funcții publice. Adică domnul e deputat, înțeleg, în momentul ăsta, da? Domnul Alexe e președinte de Consiliu, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul ăsta. Chiar la Iași. Da? Ei sunt trimiși în judecată, sunt anchetați, nicio schimbare. Totul domnul Alexe este anchetat, da, pentru tirul ăla de tablă. Nimeni, USR-ul și-a înghițit cuvintele. Penalii lor nu sunt ai noștri. Ceva de genul ăsta, spunea doamna Cozet Chichirău. Păi, oameni buni, ce facem? N-am spus că nu mai vrem penalii în funcții publice? Nu suntem toți de acord că trebuie să stârpim corupția? Pe de altă parte, pot să constat că nivelul liberal al mitei este undeva mult mai elevat decât nivelul cartofului care exista înainte, în sensul că a crescut din nou nivelul și piața se va ridica cu siguranță dacă pentru un director se dau 100.000 de euro. Gândiți-vă ce se dă pentru autostradă. Domnul Țăranu, aveți vreun comentariu? Nu, sincer. Cred că am spus puțin mai înainte, atâta vreme cât... Aici avem de a face cu termenul peșcheș. Dacă înainte vorbeam despre diversi termeni, așa se făcea în epoca fanariotă. Te duceai la vodă cu peșcheșul și luai o funcție. Eu știu, funcție în funcție de respectivul peșcheș. Asta e marea, una din marea. Dar să felicităm totuși DNA-ul că s-a mișcat, nu? Da, doamna Androni. S-a mișcat, aduceți-vă aminte că totuși scandalul ăsta de la Apele Române este un scandal care a prăbușit PNL-ul înainte de alegeri. Nu da, le Este meritul presei pentru scandalul de la Apele Române și nu a DNA-ului. Sigur, pe asta spun, exact asta spun, dar nici nu putea să spună că nu e adevărat. Dar ce facem cu domnul Alexe, domnul Căciu, că nici usturoi nu miroase, uite că mă ia, zici că-s doamna Dăncilă. N-am mâncat usturoi și nici gura nu-i miroase. Cum e cu domnul Alexe, domnul Căciu? Că ăsta, băiatul ăsta, liberalul Cosmanciuc, urmărit penal de DNA pentru aproape 100.000 sau mai mult de 100.000 de euro trafic de influență, a traficat pe lângă domnul Alexe, ministrul mediului. Bănuiesc că a luat și dânsul, sau mă rog, a avut acolo o discuție, o cafea, o interceptare, A avut o școală specială. Da, dar eu nu înțeleg de ce vă miră, domnul Bucur, pentru că mi-aduc aminte, în timp ce discutați, mă gândeam la domnul Blaga. Câți bani au găsit în portbagaj domnului Blaga? 700.000 de dolari, nu? Bun, și... Domnul Blaga fiind cine?
Domnul Blaga, europarlamentar în acest moment, PNL. Europarlamentar în acest moment. PNL-ul PNL azi, nu? Exact, da. Dar spuneți PNL, că e suficient, toată lumea înțelege. Vreți dumneavoastră că sunteți analist? Iertați-mă, dacă considerați că poliția v-ar fi descoperit în portbagajul mașinii dumneavoastră 700.000 de euro sau de dolari, credeți că în momentul de față ați mai fi fost europarlamentar, moderator de emisiune, om de presă? Eu vă garantez că nu. Dar domnul Blaga e europarlamentar, nu e niciun fel de problemă. Adică vreau discutăm de domnul Alexe care a cerut și pagă tablă. Păi, stați puțin, un tir de tablă. Nu mai vorbim de angajații de la Apele Române care construiau puțuri în curte, nu? Da, domnule, da, banii cash din portbagaj. Tot o altă clasă, domnule. Domnul Căciu, a ridicat mânuța, vă rog. Ca la școală, da. Să sesizez un lucru pentru, valabil pentru toți politicienii. Să nu se mai culce pe ureche că dacă mituiesc un sector, acel sector le va da voturi sau le va cânta osanale. PSD-ul a spus, poate a greșit, că dacă crește veniturile, îl vor vota cei care le-a crescut venitul. Vede că nu l-au votat. Iată că nici PNL-ul, care a dat bani la presă, presa l-a înfundat, dacă îmi permite să spun așa. Deci, pentru politicieni, iertați-mă, sunteți un pic în eroare, nu PNL-ul a dat pe față bani la presă, guvernul, că e pandemie, nu la asta vă referiți. Păi și guvernul al cui e, domnule? Erau marchieri. PDL-ul, n-am vorbit adineaui. Erau profesioniști fără țiglă pe casă, de asta domnul Alexe, noroc că a venit la minister, că altfel rămânea și îl ploua tot timpul și a pus și dânsul tablă în sfârșit pe casă. Putea să ne ceară și nouă, că îi făceam lucrul ăsta prin voluntariat. Găseam ceva fervec, ca să zic așa. Da, asta trebuie să observe politicienii. Domnule, nu mai cumpărați, nu credeți că dacă cumpărați presă sau sectoare economice sau asta, ele vor fi loiale. La fel ca la PSD, dacă vă aduceți aminte, domnul Căciu, când a oferit studenților gratuitate, de care e un subiect la mod acum zilele astea, că se retrage această gratuitate, înțeleg, gratuitate pe mijloace de transport cu trenul, și l-a justificat sau nu, la 2-3 luni de la această gratuitate oferită, studenții din toată țara foloseau această gratuitate a mersului cu trenul ca să vină la București în Piața Victoriei să înjure guvernul PSD. Era, cred că, povestea cu ordonanța 13, dacă nu mă înșel. Doamnă și domnilor, mai sunt câteva minute din prima parte, surpriză pentru partea a doua. Doamna și domnul din platou rămân alături de noi. Nu știu dumneavoastră, domnule Căciu, dar aș avea pe ultimele minute, da, pentru dumneavoastră declarația de azi a lui Ludovic Orban, care spune că amendamentele opoziției la buget vor fi respinse, nu le vom susține, și cu profesorul Țăranu aș vrea să comentăm imediat după ora premierului de ieri, maestre Țăranu, circul din Parlament. Dar mai întâi să vedem declarația domnului Ludovic Orban că nu va vota niciun amendament, că amendamentele opoziției la buget vor fi respinse și nu le vor susține. Nu vom susține acest amendament. Chiar dacă legea poate fi îmbunătățită prin aportul respectivului parlamentar? Pentru ca să se poată susține anumite amendamente, e nevoie de o susținere din partea tuturor formațiunilor politice care formează coaliția de guvernare. Dar decizia este de a susține legea bugetului de stat și legea bugetului asigurării sociale de stat în forma în care au fost adoptate de guvern. A existat dezbateri asupra celor două proiecte de lege, a existat posibilitatea de a se formula propuneri de îmbunătățire din partea coaliției și s-a ajuns la această formă pe care noi o susținem. Pentru că altfel există riscul, știți cum e la dezbaterea legii bugetului de stat, trebuie să fii foarte atent ca să nu se rupă echilibru într-un moment sau altul. Prin urmare, nu vom mai vorbi despre o dezbatere. Este dezbatere generală, fiecare poate să prezinte puncte de vedere, să prezinte amendamente, dar decizia majorității parlamentare este aceea de a adopta cele două legi în forma adoptată. Deci considerați că acest proiect de buget este unul de față, cea mai bună formulă și nu mai e nevoie de alte îmbunătățiri sau nu este loc de îmbunătățiri? Se pot face alte îmbunătățiri ulterioare după primele 6 luni, mai există posibilitatea de rectificare a bugetului după primele 6 luni, deci pot să apară îmbunătățiri, dar din punctul meu de vedere, cele două proiecte de lege, așa cum au fost adoptate de guvern, răspund exigențelor noastre și
servesc obiectivelor pe care le avem, și anume aceea de a reechilibra bugetul gradual, astfel încât într-un orizont de timp rezonabil să revenim cu deficitul sub procentul de 3%, conform Tratatului Uniunii Europene. De asemenea, să punem bazele în acest an pentru relansarea economică. Din acest motiv, bugetul este construit de asemenea natură încât pune în mișcare motoare de dezvoltare economică. Da, declarația domnului Orban e o provocare, așa că, dacă îmi permiteți, domnule Țăranu, o întrebare sinceră, nu ne aude nimeni, deși metropola e în toată România de ieri. Mai rămâneți 20 de minute după fix cu noi, ca să nu epuizăm... Nu, vă duceți la alții. Nu, bine. Chiar nu, doar că mâine mă duc în altă parte. Atunci vreau comentariul dumneavoastră, pentru că cu domnul Căciu mai rămânem după. Vă rog frumos. Asta, aduceți-vă aminte, declarația asta pe care o face domnul Orban este în contextul în care domnia sa promitea diverselor categorii sociale, inclusiv studenților, că va modifica legea bugetului în Parlament. Acum el discuta în calitate de președinte al PNL-ului și nu în calitate de președinte al Camerei, instituția care reprezintă suveranitatea cetățenilor români și care, într-un fel sau în altul, este pusă la îndoială. Sigur că, așa cum știm, de obicei discuțiile despre buget sunt de trei feluri. Prima, atunci când vin toți parlamentarii și aduc amendamente pentru a arăta în colegiile lor, în circumscripțiile lor, ce mult se interesează ei de comunitate și nici ei nu se așteaptă ca să primească vreun ban. Sunt cele care sunt, să-i spunem, amendamentele negociate, înțeleg că în cazul ăsta nu vor exista. Și, în sfârșit, acele amendamente care ar putea să clatine bugetul cu totul. Da, nu se va întâmpla, știm asta. Dar am o întrebare. Nu, nu mai avem timp, nu. Rămânem după. Rămânem, domnule Dubre. N-avem cum. Suntem televiziune națională, ne taie CNA-ul. Domnul Orban, când era prim-ministru, cum a trecut bugetul, domnul Țăranu? Prin asumare de buget? Nu. Domnul Dubre, acum taie din deliciul, vă mulțumesc, domnilor, deliciul pe care l-a făcut ieri domnul Câțu în Parlament. Haideți să vedem, să ne reamintim, nu, ca la Revelion la TVR, momentul de ieri cu domnul Câțu, care zice că rezistă, nu pleacă, pe chestiunea bugetului. Bună ziua! Bună ziua! De fiecare dată când sunt invitat în Parlamentul României și este respectată procedura, vin și răspund. În același timp, românii ar trebui să știe că această invitație din partea grupului PSD nu are nicio legătură cu bugetul României. Ei m-au invitat aici să vadă cât rezist eu la înjurăturile lor. Eu vă spun că acest prim-ministru rezistă. Așa, domnul prim-ministru.